Un tânăr de 28 de ani din Prahova a murit după petrecerea de ziua sa chiar în fața părinților. Tânărul care conducea cu viteză s-a răsturnat cu mașina chiar în curtea propriei case. Mergem la jurnalistul Antena 3 CNN, Cristi Georgescu, cel care vine cu informații despre acest caz. Te ascultăm, Cristi. Bun găsit, totul s-a petrecut azi noapte în localitatea prahoveană Ștefești. Șoferul, un tânăr de 28 de ani, a mers să petreacă cu câțiva prieteni pentru că era ziua lui de naștere. La întoarcere însă, acesta a agonit cu viteză spre casă. La un moment dat a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat într-o curte de pe marginea drumului. Ca un scenariu fatidic, locuința era a părinților lui, care au ieșit și l-au văzut prins între fiarele contorsionate. Inițial, la fața locului a ajuns un echipaj cu paramedici de la Smurd, pentru că tânărul era inconștient și nu răspundea manevrelor de resuscitare. În ajutor a fost chemată o salvare cu medica a Serviciului Județean de Ambulanță Prahova. Doar că tânărul rămas fără suflare pe cal de râm nu a mai dat semne de viață, așa că a fost constatat decesul. La acest moment nu se cunoaște dacă tânărul ar fi consumat alcool înainte să se urce la volan. Polițiștii prahoveni continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru ucidere din culpă.